Da. Bună ziua! Este o chestiune de zile de a deschide Stadionul Național Arena în condiții legale. După cum știți, am intrat în mandat în decembrie 2015. Când am preluat acest mandat, stadionul era deja închis de către ISU, pentru că nu respecta condițiile de legalitate, nu avea autorizația de securitate la incendiu. Chiar din primele zile am depus toate eforturile pentru a redeschide acest stadion în condiții legale, aceea de a obține autorizația de siguranță la incendiu. Îi mulțumesc domnului Dâncu că într-un final a înțeles că singura metodă, ce-i drept mai lungă, este aceea de a respecta legea,